Ai zis, bine, noi cunoaștem și noi. Păi, hai că e bine, ca luna Mercurie retrograd. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Marian, bine ați venit la noi! Sunt doi, unul aici. Sunt doi. Da. Suntem. Mulțumesc, m-a scos astăzi. Da. Îi spunem bună dimineața și lui Răzvan Ionescu, unul dintre părinții lui A.I. Jarvis. Da. Are vreo legătură cu celebrul Jarvis? Ne-am inspirat puțin din nume, dar vrem să spunem că este un ajutor, exact cum este și cel din Iron Man. Ok. Bun. Ce face Jarvis? Ce este un curator cu inteligență artificială? Curator cu inteligență artificială cumva vrea să ajute un curator uman. Aici vorbim despre un om care are experiența în artă și să știe să aleagă acești artiști. Și procesul în sine fiind un proces complicat, fiind vorba despre sute sau mii de artiști care încearcă să-și pornească... Să ajungă într-o expoziție, exact, sau un eveniment. Okay. Se generează foarte multe date și atunci cu AI Jarvis vrem să ajutăm să filtrăm aceste date care se produc în mod constant și să ajute la această experiență de selecție a artiștilor. Și îi selectează, îi propune și... Hai să facem și, să facem și un demo. O să punem un eveniment care o să se numească iLike IT News. Da? Sigur. Poate să fie orice. Putem să-i dăm o temă anume și Jarvis-ul caută pentru acea temă, nu? Da, se potrivească. Da, da, da. Caută să potrivească, să uită la titlu, încearcă să aleagă, alege în funcție de titlu, în funcție de titlul operei al artiștilor, în funcție de descrierea pe care o oferă ei și așa mai departe. Am selectat data, vreau un eveniment iLike IT News pe 8 decembrie 2022 cu 15 artiști. Dacă vreau artiști anume? Dacă vrei artiști anume, poți să bifezi acolo și poți să completezi. Fi liber? Nu cred. Nu cred că avem câțiva artiști pe care i-am luat din baza noastră. Bun, acum am dat să scaneze și noi am făcut asta și mai devreme pentru că durează 15 minute. Durează cam vreo 15, depinde de numărul de artiști și atunci de la 15 minute în sus. Ok, bun. Și acum avem pe tema iLike IT News și mi-a căutat 1, 2, 3, 4 artiști. Da, este un eveniment pe care l-am făcut special ca să putem să arătăm direct. Și aici avem elementele principale, pentru că iarăși am spus, este vorba de o inteligență artificială care propune, dar nu înlocuiește experiența curatorială și atunci avem aceste cuvinte cheie, proposed. Și atunci rămâne unui agent uman să confirme cu artiști. Aici e partea de logistică în funcție de buget, în funcție de unde sunt artiștii respectivi, ce ar însemna să-i aducă în locul evenimentului. Bun, și avem 4 opere de artă și acum treaba mea rămâne mai departe să-i contactez pe artiști și e interesant că a nimerit un pic, a avut termenul vague news, putea să fie ceva mai direct un pic sau poate cu mai multe indicii, dar a găsit a jukebox of people trying to change the world, un jukebox cu oameni care încearcă să schimbe lumea și presa într-un fel e și despre acest lucru, apoi avem text și fotografii și la fel și aici avem un artist român, Andreea Chirica. Aici cum am forțat eu ca să arătăm acel lucru de specificitate, pentru că îi avem și la evenimentul nostru, pentru primul nostru eveniment pe care îl facem. Și primul eveniment pe care îl faceți cu Jarvis, nu? Este acesta? Da, este a 10-a ediție a Bucharest Biennale, care are loc în București începând cu 26 mai, de 26 mai până pe 3 iulie, în 4 locuri din București, avem Art Hub, avem... Și artiștii au fost aleși de Jarvis? Pe ce temă? Pe tema este un român ar veni, toată lumea merită să provoace, sau să găsim aici un alt termen, să provoace cultura pop. Everybody deserves to challenge pop culture. Am găsit un număr de artiști, i-am propus și un agent uman s-a dus să confirme cu acești artiști dacă pot veni, dat fiind anumite condiții de transport a operei de arte. Și au venit artiști de unde? Aici avem artiști din Japonia, avem artiști din România, avem artiști din Europa. Și cum poate ajuta această platformă artiștii care sunt poate la început de drum sau care nu știu să se facă cunoscuți? Avem mai multe modalități. În primul rând avem de pagina noastră de RAFE, societatea din Viena care se ocupă de partea de AI Jarvis, pagina de contact unde pot lua legătura cu noi sau pot lua legătura direct cu Jarvis la jarvis@rafe.io. Și atunci noi adăugăm în baza noastră de date, îi procesăm și facem vizibil pentru potențialii curatori care vin să lucreze cu serviciul nostru. Am înțeles. Deci contactarondera.fe.io pentru cei care vor să se facă cunoscuți și cam cât de mare este baza de date lui Jarvis acum? Acum avem undeva la 800 și ceva de artiști și opere. Mergem cu acest număr
care am folosit și pentru evenimentul de la Bucarest Bienale, unde evident am propus o limitare, dat fiind numărul de... Și alte ramuri, în afară de, să zicem, o operă vizuală, muzică, poezie? Da, cumva toate aceste opere fiind parte contemporană pot include instalații de sunet, instalații video, selecția pe care o Mai ținem câteva detalii și pentru ora 10, te rog mult de tot, ca să le dăm tot acum. Mulțumesc tare mult. Așadar, pe derafe.io și Bienala de Artă Contemporană de la București, ediția a 10-a, spuneam, este primul eveniment curat de inteligență artificială. Cu mai multe detalii revenim și la ora 10.